Tricolorii conduși de Vlad Hagiu au pierdut primul meci din grupa C a Ligii Mondiale în fața Ungariei, scor 9 la 12. Din lotul tricolor a absentat capitanul Cosmin Radu, care a declinat participarea la meciurile echipei naționale. În deschiderea partidei, fostul antrenor al reprezentativei României, Cova a fost aplaudat de întreaga sală, primind ovații pentru cei patru ani în care a condus naționala de polo și a calificat-o la Jocurile Olimpice de la Londra. Următorul meci al naționalei de polo în grupa C a Ligii Mondiale este programat în data de 3 noiembrie împotriva Rusiei.